Vacanța mult așteptată a început cum nu se poate mai prost pentru aproape 200 de turiști care au așteptat mai bine de 10 ore sosirea la Timișoara a unui avion charter care trebuia să i ducă în Antalya. Potrivit reprezentanților Aeroportului Internațional Timișoara, avionul care aparține unei companii turcești trebuia să sosească luni dimineață la ora 10 și un sfert din Antalya la Timișoara și să plece la ora 11 și un sfert înapoi spre litoralul turcesc. Inițial, oficialii aeroportului au fost anunțați că avionul a suferit o defecțiune și va avea o întârziere de a Aproximativ 6 ore, însă termenul nu a fost respectat, iar turiștii au fost trimiși acasă sau la hotel. În cele din urmă, turiștii au plecat spre Antalya în jurul orei 3 dimineața, cu o întârziere de 16 ore față de orarul anunțat inițial.